De ce rural? Pentru că, într-adevăr, de la microfonul Business On Air nu am prea auzit despre proiecte care să vizeze, în esență, structura socială, poate, eu știu, mentalitatea. Această aplecare spre mentalitate. Haideți să vedem de unde au plecat mari oameni de cultură, știință, politici ai României, de mediul rural. Putem găsi acolo oameni care, într-adevăr, își vor merita o altă soartă decât o au acum. Le dezvoltăm competențele antreprenoriale. De acolo pot fi oameni care să readucă meșteșuguri care au fost uitate, să aducă o idee nouă de afaceri care, ei fiind în mediul ăla, vor știu pot și folosi pot mediul. Folosi în mediul ăla și știu să-și uziteze mediul lor. Fiecare om ar trebui să fie folosit exact acolo unde se pricepe cel mai bine. De aceea, în mediul rural, având grupul țintă, în mediul rural sunt peste 5 milioane de oameni care lucrează în mediul rural. Nu toți au o calificare și aceasta este o idee mai veche a mea pe care am să o duc la capăt până la sfârșit, cândva. Nu dau termene exacte, ci eu când promit că fac ceva, voi duce întotdeauna la capăt ceea ce am promis. Un prim exemplu este prezența din nou în studioul RFI Business On Air a dumneavoastră. Da, și mulțumesc că din când în când lumea se mai gândește și la învățământ. Învățământ profesional de data aceasta. Acum, o altă idee pe care o dezvoltam la ultima noastră întâlnire a fost că aș vrea ca Școala Română de Afaceri să aducă în prim planul învățământului românesc și know-how-ul universităților din străinătate, cât și o diplomă recunoscută internațional. De aceea, în căutările largi, am descoperit că în România nu există această, să zicem, meserie sau să zicem această specializare. Și atunci am găsit în România o persoană care predă la Haga, care am chemat-o și am reușit să o integrez în partenerii Școlii Române de Afaceri. Iată aici lângă noi acum, cu discuțiile foarte înaintate. Sper și sperăm împreună că începând din decembrie vom începe înscrierea la un curs de master în siguranța și sănătatea în muncă. Pe care l-a anunțat în premieră, domnule Zan, sigur, se pare. Sigur, este prima oară în România când se face un astfel de master, care dacă stăm să ne gândim, ne adresăm tuturor constructorilor, cele care lucrează în construcții, în autostrăzi, în poduri, în blocuri, toate domeniile asociate, toate unde există domeniile asociate. Eu aș completa poate și siderurgie, am văzut că sunt acolo multe probleme legate de securitatea muncii. Haideți să ne spuneți, doamna Mirela Pandei, cum vede acest proiect. Asta vreau să-i dau cuvântul, pentru că ea știe foarte bine și de aceea v-am spus eu. Vreau să folosim oamenii care se pricep, unde se pricep cel mai bine. Având în vedere că meseria este o brățară de aur, dar îngropată în adâncuri, așa cum spunea domnul Zanfir într-una dintre scrierile sale din revista Camerei de Comerț, am să reamintesc că România are nevoie pentru tinerii care într-adevăr doresc să se manifeste, pentru tinerii care într-adevăr își doresc să aibă ceea ce este mai nou. Acea setă de cunoaștere, pentru a-și potoli această setă de cunoaștere, trebuie să-și lărgească orizonturile. E bine, la noi nu s-a moștenit nimic din ceea ce înseamnă a căuta puțin și în afară. Sau mai bine spus, am fost restricționați la acele modele cadru. Aceasta este programa de curs, așa se face, atâta practică, atâta curs. E bine, noi încercăm să aducem aici o nouă idee și anume, chiar dacă la început suntem cu toate aceste planuri dezvoltate și chiar înaintate pe plan mondial, pe plan economic și pe plan atât național cât și european, pentru că de ce nu ne dorim integrarea noastră în Europa, e bine, nu există decât trei universități în Europa care se ocupă de așa ceva. Universitatea din München, Universitatea din Haga și Universitatea din Tripoli. Vă referiți la domeniul acesta de securitate a muncii? La domeniul acesta standard de sănătate, securitate, muncă. Sănătatea, securitatea muncii, da. De ce nu? Toată lumea muncește. Indiferent că facem o muncă acasă, la domiciliu, sau că este vorba de munca propriu-zisă, în cadrul unui contract de muncă, fiecare dintre noi suntem supuși unor riscuri mai mult sau mai puțin cunoscute. Acea semnătură pe fișe și așa mai departe, care într-adevăr este modelul cadru legal pe care trebuie îndeplinit, este luat de cei mai mulți dintre noi, de ce nu chiar și de noi înșine, puțin trecut ca fiind parte birocratică. Ei bine, noi vrem prin această parte de introducere
în profesia noastră și de calificare, să avem niște prim specialiști care să explice oamenilor că nu este vorba numai de partea birocratică, ci că este vorba de o necesitate. Pentru că atâta timp cât nu te simți sigur, adică securitate, da? La locul de muncă, cât și nu ești sănătos, nu te simți bine pentru că ai un mediu, fie el nu neapărat economic, ci format din colegi, da? Un mediu social în care nu te simți bine, nu poți să fii sănătos la locul de muncă. E bine, dacă legislația românească încearcă, chiar și prin aceste noi schimbări care se anunță la 1 octombrie, noi încercăm atât partea de legislație românească, cât și cea internațională, să le punem la un loc și să încercăm să creăm această nouă branșă a adevăraților inspectori în sănătatea, securitatea în muncă, prin acest nou proiect. Vă referiți la inspectorii, deci zona guvernamentală, la funcționari publici, sau la companii, deci la oameni care lucrează în companii? Pentru că, dacă vorbim de companii, din câte știu, nu venim pe un teren virgin. Sunt companii mari în România, nu? Da. Care au oameni specializați pe aceste domenii. Sigur, companiile care au și un grad de risc în zona despre care evident, discutăm, nu? Evident. Nu, ne ocupăm în momentul de față de cei care doresc să devină specialiști în domeniu. Ce se întâmplă? În codul COR existent în momentul de față nu există decât două posibilități pentru cei care urmează cursurile acelea, să spunem noi obișnuite, de 40 de ore, 80 de ore, 120 de ore, care dau ca final acea diplomă ca specialist, între ghilimele, pentru că nicăieri nu se trece specialist, și conform codului COR există două variante. Cei care au studii superioare, tehnice, vor fi numiți inspectori, protecția muncii, deși știți bine că protecția muncii se numește în momentul de față, da. De sănătate, securitate, da. Sau responsabil la nivel de unitate pentru sănătate, securitate în muncă. Și vreau să intervin puțin. Știm că în România există acel OHSAS, SAS, nu? Da. Care toată lumea îl implementează, toată lumea se agrementează. Un standard, toată lumea îl face, dar nu sunt specialiștii. Deci ei îl implementează fără a avea specialiștii cu adevărat. Un specialist în 40 de ore nu se poate face, un specialist adevărat. Trebuiesc studii a unor universități pe care le-am amintit și că eu am studiat această problemă și am văzut. Așa se numește triunghiul de aur al sănătății în muncă al Europei. Aceste trei universități sunt singurele în Europa care au aceste cursuri. Eu vreau să fim, din triunghiul ăsta, să fim patrulaterul. Mai punem o latură acolo, pentru că e nevoie aici în această zonă a Europei de sănătate și securitate muncă. Mai ales în condițiile care se lucrează în România, mai ales în condițiile trebuie să avem specialiști să învețe pe oameni, dar nu numai să învețe, să implicăm și să implementăm acele standarde care sunt obligatorii, standarde care toată lumea se laudă că au fost făcute și au fost elaborate de specialiști. Ia că nu aveam specialiști, noi încercăm să-i formăm de acum la școala română de afaceri. De unde ar fi, Rudy, mă gândeam acum ascultând-o pe doamna, de unde ar veni bazinul principal de cursanți, să spunem? Specialiștii în HR, resurse umane, există niște precedente în anumite companii, cum amintea și Rudy, industria petrolieră, industria maritimă, industria construcțiilor de mașini, dar... Mai majoritatea specialiștilor provin din inginerii care s-au format în timp prin diferite cursuri de calificare, recalificare, și care se numesc specialiști tocmai prin vechimea pe care o au în momentul de față în domeniul respectiv. Adică mai exact, practic, recunosc un ciclu de producție, exact. Știu care sunt verigile slabe și pe exact. Care de consecință devin specialiști. Cursul sau cursul de master ar veni și ar duce la un alt nivel. Exact, ar duce la un alt nivel de cunoaștere și în al doilea rând ar duce pur și simplu și la o efectivă creare a acestui cadru legislativ pentru a fi calificat ca specialist, pentru că acest lucru încă nu există. Deci calificarea care se dă pentru aceste cursuri de câteva ore, nu contează că sunt 40, că sunt 120, dar ele nu sunt studii masterate și nu sunt nici studii postuniversitare de lungă.